Cele mai importante proiecte aflate în derulare și ce urmează să se întâmple la Râșnov? Proiectele care le avem în derulare sunt atât pe fonduri europene, cât și din fonduri proprii, începând cu reabilitarea cetății de Râșnov, 16 milioane de lei pe fonduri europene. Mai avem un PNDL de 5.600.000 de lei, reabilitarea sistemului de apă este de fapt finalul pentru a închide tot ceea ce înseamnă atât captare, distribuție, cât și branșamentele cetățenilor. Și de asemenea mai avem închiderea gropii de gunoi, aproximativ 4.500.000 de lei, licitație care este deja în fază terminală, s-au deschis deja ofertele, avem 3 ofertanți, urmează să finalizăm și să dăm câștigătorul, urmând ca după aceea, dacă bineînțeles nu avem contestații, să semnăm contractul. De asemenea, proiecte de viitor, dacă la anul trecut am terminat de reabilitat policlinica, tot ceea ce înseamnă exteriorul ei și am făcut un lift care să ajungă la partea de mansardă, unde sunt 16 cabinete medicale noi făcute. Anul trecut am pregătit studiul de fezabilitate pentru reabilitarea interiorului, începând de la instalațiile sanitare, instalații termice și cele electrice. De asemenea și eficientizarea cabinetelor medicale, în valoare de aproximativ 4 milioane de lei. Acesta urmează să o scoatem la licitație. De asemenea, pe partea de învățământ, avem prins pentru fiecare școală anumite îmbunătățiri. La liceu să izolăm pentru a avea o eficiență termică mai ridicată. La un acoperișul la școala 1, la școala 2 avem deja, modernizăm un corp care este nou și nu a fost folosit de 2 ani de zile, dar este un corp nou pentru a putea transfera o parte din copiii de la școala 2 care ar trebui să facă în schimbul de după-amiază, să se mute și să facă tot de dimineață în corpul acela nou. De asemenea, avem depuse pe fonduri europene o grădiniță, care sperăm că, dacă nu va avea finanțare, nu va prinde finanțarea, toate că a fost declarat eligibil, numai când noi se terminase partea de finanțare și dacă nu se va mai deschide axa aceasta, să-l preluăm și să-l facem pe buget propriu. Mai avem în eficientizarea și iluminatului public prin modernizare, introducerea cablurilor subterane în cartierul 1 și cartierul 2 de case și un iluminat inteligent care va scădea automat consumul de energie electrică. Cartierele Florilor, Romacrilul și Sereul deja sunt terminate pe partea de iluminat public și infrastructură, urmând ca trei străzi care avem deja contracte, Republicii, Caragiale și Grejeria, să le finalizăm și pe acestea. Avem contracte semnate, deci urmează numai să dăm ordine de începere după ce va trece sezonul rece. Avem multe lucruri la Râșnov, sperăm să reușim să le terminăm pe toate și să încheiem anul acesta 2020, cel puțin la fel de bine ca și anul 2019.